Cetățenii vor putea deține într-o aplicație mobilă toate actele de identitate, precum buletinul, permisul de conducere sau pașaportul. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării anunță că până la sfârșitul anului va fi lansată o aplicație guvernamentală în acest sens, care se va numi Evo. În rezultat, actele în variantă digitală vor fi recunoscute de autorități. Aplicația Evo este doar una dintre acțiunile planificate în cadrul strategiei de transformare digitală a Republicii Moldova pentru anii 2023-2030, aprobat astăzi de guvern. În primă instanță o să avem identitate digitală, adică permisul de conducere, pașaportul, buletinul disponibil pe telefon, ceea ce va permite să utilizăm aceste documente fără a necesita purtarea documentelor în format hârtie cu noi. Se lucrează activ la primele versiuni care o să fie de testare într-un mediu limitat. În următoarele luni urmează să fie disponibilă. Aplicația Evo ar urma să fie lansată la sfârșitul anului și va permite fiecărui cetățean să dețină o identitate digitală și să interacționeze simplu și comod cu autoritățile statului. Tot prin intermediul aplicației vor putea fi procesate plățile guvernamentale. Autoritățile pregătesc și alte acțiuni pentru dezvoltarea unei societăți digitale, iar planul a fost aprobat astăzi de guvern. Ne propunem să eficientizăm instituțiile publice prin utilizarea pe larg a tehnologiilor. Guvernul trebuie să fie transparent, iar lucrul administrativ fără hârtie. Vom acorda o atenție deosebită asigurării unui mediu digital sigur și inclusiv. Ne vom asigura că datele personale sunt protejate și vom crește nivelul de securitate cibernetică. În prezent sunt înregistrate 44% de servicii publice online pentru antreprenori și 34% pentru cetățeni, dar obiectivul final este ca toate serviciile publice să fie disponibile în format digitalizat.